trebuia să beau apă. I-am lăsat mâna în jos și am desfăcut încet în Am tras de capac. Se deschidea către o ladă încuiată. Când te gândești la oceane, nu îți prea vine în minte faptul că au o zi a lor este marcată pe 8 iunie. Viața lui Pi este povestea care îți arată cât de important este ce variantă a aventurii preferi. Ți se promite o poveste care te va face să crezi în Dumnezeu, și istoria tânărului indian pierdut pe o barcă în Pacific alături de un tigru îți arată că s-ar putea să primești mai mult decât atât. Am crezut că voi leșina de bucurie. Lada deschisă era plină de lucruri lucitoare.